Voi știți care pilulă o alege stomatologul? Pentru că într-o mână o ai pe cea roșie, în cealaltă o ai pe cea albastră. Da. Noi nu o să facem ca în film să o luăm pe cea roșie, ci o alegem pe cea albastră. Și o să vă explic ce face pilula albastră pentru pacient. Și nu e ce credeți voi. Atunci când pacientul vine să-și facă profilaxia, igienizarea, odată la 6 luni, înainte să începem, îi dăm această pastilă. Și cu ajutorul ei o să se coloreze efectiv în gura pacientului mult mai puternic zonele în care el periază mai deficitar sau nu periază acele zone, unde se formează mai multă placă sau mai mult tartru, unde efectiv el nu ajunge cu periuța sau se grăbește și evită acea zonă. Și atunci este bună din două motive. Unu, pentru medicul igienist, pentru că el face acea igienizare ghidată, el oricum curăță peste tot, dar insistă mult mai mult în zonele care sunt mult mai colorate, iar pacientului se dă oglindă și se arată unde sunt zonele mult mai colorate și așa înțelege unde el periază mai bine sau mai puțin bine. După ce mergi la o igienizare, ai putea să-i spui medicului tău, stomatologului, să-ți dea 2-3 astfel de pastiluțe și la o săptămână să iei din nou pastiluțe din asta, să vezi efectiv unde se colorează, unde au rămas zonele care încă sunt neperiate așa cum ar trebui.